Hei, salutare și bine v-am găsit un episod. Astăzi facem extragerea la concursul cu două perechi de ochelari cardboard de la Idei 3D, care îl vedeți chiar aici în fața voastră. Pentru a participa la acest giveaway, voi ați trebuit să vă abonați, să aveți abonamentele pe public și like-urile, să dați like la pagina de Facebook Idei 3D, să vă abonați la canalul de YouTube Idei 3D, să vă abonați la mine și să dați like la acest episod și să scriți participă și profilul dumneavoastră de Facebook în comentarii. Avem 68 de participanți, da, chiar cam mai puțini, eu am crezut că o să fie mai mulți, dar cred că nu toți știu ce e asta ochelar cardboard, așa că haideți să punem aici link-ul de la video ca să alegem doi câștigători. Primul câștigător va fi cu o pereche de ochelari cardboard cu banda elastică, iar al doilea câștigător va fi cu ochelari cardboard simpli. Deci, haideți să alegem primul câștigător. Văd că aici e 71 de unique users. Acolo 78, nu știu, poate e vreun bug ceva. Randomly pick winner. Cine e primul câștigător? It's Green HD, este primul câștigător. A lăsat comentariu cu particip și Facebook-ul lui. Ne intrăm la dânsul la Facebook și să-l adăugăm, să ne dea adresa, că să mă duc să-i trimit ochelarii. Pagina nu a fost găsită. Pilcuri la accesa nu este valid sau pagina a fost ștearsă. Da, avea să câștigi o pereche de ochelari cardboard, dar văd că ai profilul șters, așa că alegem alt câștigător. Tu ai, nu ai fost, nu ești eligibil deja. Al doilea câștigător, primul câștigător, adică că ăsta nu merge. Primul câștigător, Alex B, care a câștigat perechea de ochelari cardboard cu bandă elastică. Haideți să intrăm la pagina lui să-l adăugăm. Brânză Alexandru. Nu o să putem vedea dacă pune like-uri, pentru că aici poți vedea dacă, doar dacă dă share. Așa că cred că o dat băiatul share și nu share, dar like la pagina de Facebook Idei 3D. Haideți să intrăm și la canalul lui să vedem dacă are abonamentele pe public și like-urile. Dacă nu le are, înseamnă că nu câștigă perechea abonamente. Să vedem dacă e abonat la mine sau la Idei 3D. Și la Idei 3D, nu fără sau. Așa. La mine e abonat la Idei 3D. Hai să vedem și la Idei 3D. A dat și like la video. Idei 3D, Idei 3D. Nu văd Idei 3D. E abonat la mine, dar nu e la Idei 3D. Da. Înseamnă că nu a câștigat, nu câștigă perechea de ochelari pentru că nu e abonat la Idei 3D. Vedeți? Nu e abonat. Să nu ziceți că e abonat și eu nu văd. Nu e abonat. Nu e abonat la Idei 3D. Îmi pare rău că nu e abonat. Trebuie să alegem alt câștigător. Randomly pick winner. Petru Grosu. Hai să vedem dacă e abonat la mine și la Idei 3D și dacă a dat like. Până ce încă nu avem niciun câștigător bun. Așa, videoclipuri apreciate. Abonamente. Abonamente. Să vedem dacă e abonat la mine și la Idei 3D. Apoi să uităm dacă a dat și like. La giveaway. La mine abonat sau nu? La mine e abonat, dar la Idei 3D. La Idei 3D, Idei 3D. Nu văd să fie abonat la Idei 3D. Poate Idei 3D și-au șters canalul de YouTube, dar nu cred. Subscribe la Idei 3D. Sau poate ce au schimbat numele. Nu, uite, Idei 3D. Așa, 800 de abonați, 900 de că. Nu e abonat, nu s-a abonat la Idei 3D. Dar nici nu s-a abonat, dar să mă abonez. Că trebuie să mă abonez. Cred că m-am dezabonat din greșeală, că am avut aici abonamentele. Așa. Dar să ne uităm, poate, mai are, poate are Idei 3D, dar eu nu văd. Idei 3D. Nu văd niciun Idei 3D pe cea. Dă, poate dă mai în jos. La mine văd că e abonat, dar la Idei 3D nu. Dacă nu e abonat la Idei 3D, alegem alt câștigător. Așa. Nu e abonat la Idei 3D. Alegem alt câștigător, din păcate. Pentru că nu e abonat la Idei 3D. Da.
Nu e bună la idee 3D. Alegem alt câștigător. Randomly pick winner. Sergiu S. Hai să vedem dacă a dat like și dacă e abonat la ambii. Acest canal este gol, videoclipuri. Să vedem dacă are videoclipurile. Nu are videoclipuri pe like-uri, iar canale. Nu are like-urile private, nu are like-urile publice. Dar trebuie să aibă și like-urile publice, pentru că am scris aici să aibă like-urile publice, abonamentele pe public, la fel și like-urile. E abonat la ambii, dar nu are like-uri pe public. Deci, nu-l putem socoate ca un câștigător. Particip, nu a lăsat pagina de Facebook. Îți trimit mesaj pe pagina oficială, oficială. Nu trebuie cu pagina oficială. Randomly pick winner. Particip Facebook-ul meu, dovadă. Kennelly Rainbow. Văd că au lăsat aici dovezile, eu m-am mutat atunci că e abonat tot, dar vreau să văd chiar și aici dacă e tot normal. Abonamente, idei 3D, Evil Panda, dar nu are videoclipurile apreciate pe public, deci alt câștigător. Oare să găsim un câștigător bun? Vbloxy, care să dea like și subscribe. Acest canal este gol. Hai să vedem dacă are videoclipurile apreciate pe public. Încărcări. Nu are videoclipuri pe apreciate. Și nici abonamentele pe public nu le are. Eu normal am zis, și clar. Să aveți tot pe public. Stați un pic, din greșeală am ieșit. Intrăm iar. Să nu vă supărați că o să mai fie Hei, giveaway-uri. salutare și bine v-am găsit un episod. Eu împreună cu cei de la idei. O să mai fie giveaway-uri, așa că nu vă supărați. Random pick winner. Cine câștigă? Random pick winner. Ali cu IT. Nu am Facebook, Skype, cerit Denis, am făcut totul în afară de Facebook. În afară de Facebook. Nu a dat like la pagina de Facebook, îmi pare rău. Vlad Calmis. Hai să vedem dacă e abonat și are videoclipurile apreciate pe public. Am chiar așa greu să alegem un câștigător, oh my god. Abonamente și videoclipuri apreciate, așa. Idei 3D. E abonat la Idei 3D, dar la mine nu cred să fie abonat. Afișează-le pe toate. Idei 3D. Nu e abonat la mine, sau e abonat la mine. Nu văd să fie abonat la mine, doar la Idei 3D. A, uite, e abonat la mine. Vlad Calmis. Ai, stai să văd dacă a dat și like. Da. E abonat la mine și la Idei 3D. Să vedem dacă a dat like. Dacă a dat like, este câștigător pereche de ochelari cardboard cu... A dat like. Cu bandă elastică. Bravo, Vlad, ai câștigat pereche de ochelari cardboard cu bandă elastică. Acum să alegem al doilea câștigător fără bandă elastică. Ne pare rău, această pagină nu este disponibilă. Linkul pe care l-ai accesat nu este valid sau pagina a fost ștearsă. Serios? Vlad Calmis 72. Coșul îl găsim poate la persoane. Nu a fost găsite. E fără 72. Dacă nu merge pagina de Facebook. Poate ăsta. Nu știu precis. Cred că e ăsta. Audio. Singur din Chișinău. Vlad Calmis 72. Da, uitați-vă. Vlad Calmis 72, așa. Trebuie doar să pună și chestia asta. Fără chestia asta nu a mers. Vlad Calmis 72. Așa, îl adăugăm și deja când o să-mi accepte, o să îi cer adresa și o să-i trimit o pereche de ochelari. Așa, alegem acum al doilea câștigător. Primul este Vlad Calmis, al doilea câștigător, Randomly Pick Winner. Ilie Plămădeală este al doilea câștigător. Da, să vedem dacă a îndeplinit tot ce trebuiește. Ilie Plămădeală, așa. Videoclipuri apreciate. E abonat la Idei 3D și la Evil Panda, adică la mine. Să vedem dacă a dat și like.
Să vedem dacă a dat like la giveaway. Dacă nu a dat like, alegem alt câștigător. Nu văd să fi dat like. Da. Nu a dat like. Stai că mai sunt aici. Acum 4 zile. Uite, a dat like la ăsta al meu. Dă like la episoade de-a mele. Dar să vedem dacă a dat și la giveaway. Cam i-am amestecat aici 4 ani, nu știu ce. Hai cu live-ul. Am vorbit cu vă link. Bă, dacă am departe, a dat like. Uite, concurs cu două perechi de ochelari cardboard. Da, a făcut tot ce trebuiește. I-a abonat la mine și la Idei 3D. Să-i luăm Facebook-ul acum și să îl adăugăm. Așa. Îl adăugăm. Deci, nu vă supărați dacă nu ați câștigat voi. O să mai facem giveaway, poate o să mai vorbesc cu Idei 3D, să mai facem cu niște perechi de ochelari cardboard. Dacă promiteți că o să fiți mai multe persoane și o să fiți cu minți. Adaugă și când o să mă accepte, o să îi cer adresa. Deci, nu vă supărați, mai zic o dată. Sugerează de prietenii lui Lee. Nu vă supărați, o să mai facem. V-am pupat și... Da, stați pe canal, că o să fie foarte interesant. V-am pupat încă o dată. Pa, pa!